mai frumos cuvânt rostit. Bună seara, dragi prieteni, surpriză la tine acasă din orașul Fălești, vine cu drag astăzi la un rând, dar frumos, să spunem la mulți ani doamnei Angela Morar, ce face o frumoasă vârstă de 50 de ani. Împreună cu echipa mea venim cu drag să-i aducem flori frumoase, să-i cântăm la mulți ani cu toată lumea adunată, căci în localul satului Racovăț are loc sărbătoarea dumneiei. Și noi cu drag și suflet venim spre dumneiei să-i spunem la mulți ani și să-i lăsăm emoția frumoasă în sufletul dumneiei de omageată, ca cei 50 de ani să fie memorabil pentru o viață întreagă, pentru dumneiei și pentru oamenii dragi care o iubesc și cu drag peste ani vor urmări ceea ce facem noi în seară, înregistrarea frumoasă care are loc special pentru dumneiei. Haideți cu noi și aici să lăsăm emoții frumoase, să lăsăm amintiri de neuitat și să ne facem prezența frumos către doamna omageată care astăzi este doamna Angela Morar. Haideți cu noi! Noi tradițional întreabă cu la mulți ani pentru oamenii omageați, noi vă spunem bună seara și toată lumea să cântăm doamne omageați cu siguranță dumneiei, da? La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină și în lumină să veți oiți, prin o credință și fericire, la mulți ani să trăiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. La cine să trăiască, la cine să trăiască, Doamna Angela să ne trăiască, la mulți ani trăiască, Doamna Angela să ne trăiască, la mulți ani trăiască. La cine să... Nu, vă duceți înapoi, de ce ați venit aici? Stați frumșor, cum vedem bine. Da cine să trăiască, da cine să trăiască, toată adunarea voastră, la mulți ani trăiască, toată adunarea voastră, la mulți ani trăiască. Hai așa, ne-am mai încălzit, mai lăsăm din emoție, încă dată vă salut toți cu drag. Mă numesc Felicia Palade, reprezint echipa Surpriză la tine acasă și cu drag astăzi avem o destinație frumoasă în satul Racovăț, raionul Soroca, cu drag spre dumneavoastră. Știm foarte bine că în localitatea Racovăț este un frumos local, unde doamna Angela în această seară adună oamenii dragi sufletului. Și noi venim cu atâta plăcere de dumneavoastră să vă spunem la mulți ani. De fapt, să vă cântăm cu toată lumea, vedeți, parcă ne-am întâlnit la intrarea în sat. Am făcut cu toți repetiții, numai ei au venit înainte și eu de urmă. Așa, mă bucur să vă văd zâmbind. Noi venim, vă dați bine seama, din partea cuiva. Cuiva drag, care vă iubește foarte mult și aici o să mă opresc, căci vine întrebarea tradițională care o încerc de fiecare dată cu drag și în suflet să o adresez oamenilor dragi, astăzi vine spre dumneavoastră. Cum credeți dumneavoastră, din partea cui venim și cine vrea azi să vă spună frumos în felul acesta la mulți ani? Din partea lui cinele, la copii, la nepoți? M-a întrebat sau confirmați? Da, eu pot să vă întreb și eu, așa precis? Eu. Așa. Cineva n-are cine. Copiii de la Irlanda. Așa. Știți ce m-a plăcut că ați spus genere, ați spus nepoți, dar genere este a cui?
Ia fete mele! Da, iată asta merge și eu. Iată ne pornim de aici. Iată ne pornim de aici. Mulțumata noastră, Doamne. Noi venim cu drag din partea fiicei dumneavoastră. Eu o să fac o mică pauză. Eu atât de bine mă sunt fără microfon și atât de bine mă sunt cu oamenii mei acolo la nivel de dumneavoastră. Și o să-mi dăm un pic mai aproape, eu cred că o să mă auziți toți foarte bine. Venim cu drag din partea copiilor dumneavoastră. Toți vă sunt copii. Fica, ginerile, trei nepoți ca trei flori, astăzi de departe strigă la mulți ani scumpa noastră bunicuță. Sunt prea departe de dumneavoastră ca să ai posibilitatea să vină măcar cu o mânuță să vă atingă și cu o guriță să vă sărute. Obrăjorii și gurița care astăzi zâmbesc frumos pentru toată lumea, dar cu siguranță că aici undeva e un gol. E un gol de cinci oameni dragi, care nu sunt alături. Au încercat cumva printr-o metodă frumoasă și le mulțumesc din tot sufletul în intermediul acestei înregistrări că ne-au ales anume pe noi să venim în fața dumneavoastră și să vă spunem cu mulți ani. Încercăm din suflet, cu drag și cu mult căldură, să vă transmitem căldura lor, să vă transmitem anii frumușei ai dumneavoastră, să vă transmitem cifra vieții dumneavoastră, în caz că uitați, să știți că de azi încep 25? Hai să facem așa, 50 ai dumneavoastră, 25 stați de viață, cum spuneți? Până la urmă, eu zic așa, mândră e femeia care nu se rușinează să-și spună anii, că sunt ani trăiți și sunt lecții de viață pe care cu siguranță le-ați acumulat pe parcursul acestor 50 de ani frumoși și să-i purtați cu mândrie de acum încolo. Și până la urmă, știți cum se spune la moldoveni? Azi abia începe cea de-a doua tinerețe. Avem motiv să ne rușineam? Eu zic că nu. Am să rog inimioara să vină cu drag să vă aducă anii dumneavoastră și să rămână acolo de fapt. Facem așa, stați un picuț, unul cu micuț așa, vedeați așa să vină și iau de dumneavoastră, așa. Hai să facem o mică claritate. Eu, în decurs de 4 ani și ceva, cunosc foarte bine că atunci când mă duc cu inimă, mă iau în echipa mea un ursuleț, toată lumea încearcă să uiți supălării. Ca să stricăm suspansul și să alungăm orice gând, nu e nimic de-a dumneavoastră. Relaxați-vă frumos, chiar nu este nimic. Așa. Eu știu foarte bine că emoția ar fi fost mai plăcută și bucuria mamei ar fi fost mai plăcută decât dacă de acolo ieșea un copil al dumneavoastră, așa, ginerele sau fiica sau nepoței alergau pe acolo să vă sară la gâtișor. Distanța și imposibilitatea a stat astăzi barieră în partea lor și în fața lor. O barieră negativă, dar eu zic că atunci când a fost drag și dragoste și este față de dumneavoastră, au găsit posibilitate frumos, măcar prin gest și cumva virtual să vină acasă la mamă să-i spună la mulți ani. Sunt pentru dumneavoastră și aceste flori frumoase. Aplauze dumneavoastră! Mi-a zis așa, cel puțin eu cu... Noi le-am discutat de câteva ori pe telefon. Am reușit să ne cunoaștem, eu cu clienții mei, până fac surpriza, din timp mă împrietenesc foarte bine. Și mai află câteva detalii despre ei. Mi-a povestit foarte multe despre dumneavoastră, multe frumoase. Și mi-a spus cu atâta căldură că nu putea Dumnezeu în lumea asta să-mi dea suflet mai cald și mai frumos decât cea care mi-a dat-o ca mamă. Cred că a ales pe cea mai bună din cea mai bună. Că este blândă, că este gingășă, că este frumoasă și vă văd 50 frumoși are doamna din fața mea. Și să vă dea Dumnezeu putere și răbdare și de acum încolo să-i duceți frumos. Dar m-a rugat așa. Dacă pot să-i fac o poezie. Și viața dumneavoastră s-o rezumă în niște versuri. Eu sper din suflet, în primul rând, să nu plângem. Mama, tragem aer și zâmbim. Azi e sărbătoare. Și dacă este departe, ea a vrut astăzi ca acest moment să-l tipărească frumos, ca cel mai deosebit, poate care a avut șansa să vă-l facă până acum. Căci noi știm așa. Din păcate, distanța va purta și pe una și pe alta departe. Și atunci când vineau sărbătorile de zi de naștere, din păcate nu ați avut posibilitatea să le faceți și chestia asta o doare și pe ea și pe mama, cu siguranță. Dar eu mă opresc aici, că deja divulg poezia mea și o spun în versuri. Deci eu sper din suflet să ajungă la sufletul dumneavoastră, dar nu plânge. Așa. Ne stăruim toți. Așa. Draga mea mamă, măicuță floare, azi e o mare sărbătoare și-mi curg lacrimile greu că acasă nu-s și eu. În buchetul vieții tale azi s-a adăugat o floare, 50 mamă, dar nu-s multe, eu-ți doresc să fie 100. Tare iute a zburat timpul când zboară și la om gândul. Multe s-au mai întâmplat, multe mamă, ambele am îndurat. Mama mea, sufletul meu, știu că am fost oful tău. Știu că multe ori în viață nu ți-am ascultat povața. Crede-mă, mămică scumpă, tânără și fără minte, dacă aș întoarce timpul, dar tot această minte.
ca orice fată, ca orice tânără fată, am vrut și eu, maritată, copilaș, o casă, masă, să fiu eu gospodină la mea casă frumoasă. Ea undeva de aici, pe telefon, trebuie să ne privească, ea nu știe de versurile astea, ca să vă spun. Le ascultați în premieră ambele. Asta e mamă, scumpa mea, tu mi-ai fost mereu alinarea. Câte n-am greșit în viață, mamă, tu mi-ai fost povață. Ai știut cum să mă sprijini, ai știut să mă iubești, ai avut mereu putere să primești, să dăruiești. Nu-i pe lumea asta, mamă, o femeie mai frumoasă, o femeie mai cu suflet, o femeie mai duioasă. Grea ți-a fost și ție viața, grele trepte ai urcat, ai muncit din greu mămică până mare m-ai ridicat. Am fost una la părinți, am fost raza ta de soare, ai trecut prin multe, mamă, doar ca să mă vezi fata mamei mare. Să nu crezi că nu mă doare că prin multe ai trecut, ți-aș cădea cu recunoștință la picioare să-ți mulțumesc pentru tot cât e pentru mine ai făcut. De când viața ne-a despărțit și ne-a dus pe căi străine, multe, mamă, am pierdut din clipele cele visam cu tine. A trecut adolescența, mamă, când vroiam să stăm ca două prieteni de seamă. Iar la tale sărbători să alerg și eu, ca colegii mei, ca prietenii mei, la mama mea cu flori. Ții minte, mamă, la 45 de ani că ai venit la mine la Chișinău. Am sărbătorit frumos acel la mulți ani. Atunci am fost împreună, tu și eu. De atunci ziua ta mereu am fost departe, dar și la tale sărbători, hăina a fost cu noi soarta ce a distanțat mama cu fata. Știu, ai un gol în suflet ce nu-l voi acoperi nici când, că nu ți-ai văzut fata mereasă la nunta ei frumos dansând. Lasă, mamă, nu fi tristă, mulțumim lui Dumnezeu că acum suntem bine și tu și eu și ai tăi trei nepoții. Uită, mamă, din durere și zâmbește cu mândrie că ai fată, ai nepoți, ai și un frumos gine. Azi cu toți din depărtare strigăm că te iubim și noi dorință mai tare decât la astăzi sărbătoare să fim. Măcar prin surpriză, mamă, măcar prin emoții multe, să te văd zâmbind frumoasă lângă noastre neamuri scumpe. Să fii sănătoasă, mamă, și mulți ani să ne trăiești, cu iubirea ta de mamă, pe toți să ne încăzești. Domnul să te ocrotească și să-ți dea tot ce e mai bun, ani frumoși, mulți ani trăiască, mamă, toți de aici îți spun. Eu vreau să vă aplaudăm din suflet. Și mulți ani trăiască. Să ne dăm împreună. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Așa, eu sper din suflet fiecare cuvânță să-l tipăriți în sufletul dumneavoastră. Sunt de la ea. Vă dați bine seama că nu am de știu istoria vieții dumneavoastră dacă nu mi-a spus-o ea printre lacrimi, printre duriere, ca până la urmă să zâmbească, să spună mulțumesc lui Dumnezeu. A avut putere și m-a arătat așa cum am fost eu, poznată, mai nebunatică, mai pșoate. Dar i-a întrebat o mamă de aici, care nu are copii acasă pșoate? Sau care copil în viață nu a făcut șoape și n-a șoate și n-a supărat mama? Păi, și eu am făcut și toți. Și cât ne pare rău și întoarce, Doamne, timpul să ne cerem iertare, din păcate unii nu mai au posibilitate, ca de fapt eu. Și pot să vă spun așa, că fiica dumneavoastră este un om fericit, care mamă. Că fiica dumneavoastră are încă 50 de ani de la aceștia, că au zis 100 vrea să aibă mamă. Să o bucure și toată picătura de lacrimi care a curs din a ei ochișori, să o prefacă în picături de lacrimi de fericire. Să fiți sănătoasă, doamna Angela. Să vă iubiți copilul care v-a înmulțit familia frumos, care are un soț iubitor, are un soț drag, copiii minunați și a spus, mama mea are cei mai minunați nepoți. Așa. Eu știam că o confirmați. Cea mai minunat gine, ești cea mai minunată fică, ești cea mai minunată nepoțele. Și oameni dragi care vă sunt astăzi alături și o să vă fac sărbătoarea frumoasă. Mulțumim că ne-ați răbdat. Mulțumim că ne-ați primit. Și aveți dumneavoastră ocazia să spuneți copilului dumneavoastră și tuturor celor care sunt lângă ea. Eu îi mulțumesc foarte frumos buginele, la nepoț și a fiicei, de parte la surpriză. Vă mulțumesc, vă iubesc foarte mult și îmi pare rău că nu sunteți alături de mine. Să fiți sănătoasă. Mulțumim. Vă aștept cu drag acasă. Vă aștept să ne întâlnim cât mai curând. Eu sper că în suflet că această posibilitate să apară. Mulțumim foarte, foarte, foarte frumos. Vă mulțumesc de suflet. Thank you.
Noi de suflet să spunem la mulți ani. Să fiți sănătoase și aveți parte de viața de tot ce vă primiți.
seară, de seară. Trece vada mea moare, trece pentru îngeruță. Are seara ca să drăguță, ne pasul obrăjorii, se fac o sunt cu jorii. Vremea trece, vremea vine, și nu se oprește și la mine. Și rata mori să vârtește țar, țar, țar. Inima se chinărește țar, țar, țar. Mărărița cu foior, țar, țar, țar. Își urage mai drum și doar mai. Mulțumesc atât de mult. Astăzi este ziua mea. Voi cânta și voi.
ce frumos la Petricu. S-au adunat toți, toate rudele, prietenii și invitații. Noi vrem să aducem echipii surprize la noi acasă. Un mersi mare pentru că sunteți, pentru că faceți veselie, bucurie, ridicați dispoziția alunului. Iar încă o dată vă spunem mersi mult și vă dorim succes în lumea frumosului. Mulți ani înainte, în grijă Domnului! Dar nu mai facem frumos, să ne dați o seară plăcută. Rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama, ce duc!